Continuăm playlistul Tips și Tricks pentru viitorul inginer, iar în acest video vă prezint cum vă puteți realiza schemele cu un design deosebit. Am fost întrebat cum fac acele reviste să arate foarte bine, fără poze pixelate. Mulți au văzut proiectele mele web care le-am făcut pentru câteva firme din industria electronică aici în Germania și au rămas surprinși de calitate, interfața grafică, animații și toate să lucreze direct în browser. Da? Chiar cineva care avea câteva cunoștințe de web așa, a văzut până și semnătura mea în cod și, și a zis că nu pot să cred așa ceva. Și aici te găsesc. În fine, cum am reușit să fac, cu toate că nu sunt nici programator, nici designer de meserie, o să vă explic câteva în acest video, o să explic la cei care m-au întrebat de scheme și în acest video o să vă prezint câteva informații, iar la urmă o să vă prezint marele secret, da? Fiți pe fază. Am fost întrebat de multe ori cum realizez schemele de arată așa fain, simbolurile sunt faine, am introdus culori în unele scheme și într-adevăr schemele arată mult diferit față de ce putem proiecta într-un program de ăsta de realizat PCB-uri sau scheme electrice. Da? E bine, fiecare simbol este creat și nu este creat într-un program CAD de realizat scheme, ci este realizat într-un program de design. Și o să vă prezint și o să vă povestesc un pic și povestea din spate, pentru că nici eu n-am știut exact cum sunt făcute aceste scheme. Da? Dacă ne uităm în literatura tehnică, bineînțeles aia de afară, nu de la noi, că nu avem la noi, veți observa că schemele sunt foarte plăcute, ușor de citit, nu sunt îngrămădite piesele, fiecare circuit este frumos desenat. De exemplu, aici într-o altă revistă de electronică din Italia, operaționalele au acest galben în background, aici releu este inscripționat frumos, la fel în revista Silicon Chip schemele arată foarte frumos. Da? Aici o altă revistă, de exemplu aici au desenat capsula tranzistorului thermal track, la fel schema este foarte ușor de citit, nu sunt acele simboluri urâte, sunt marcate tranzistoarele thermal track aici, la fel și aici transformatorul foarte frumos desenat așa și mai există exemplu așa ceva. Mă, și tu m-am întrebat cum fac ei toată chestia asta, da? Cum că aici ăsta arată un pic a desenat așa și este într-adevăr foarte interesant și nu cred eu că au desenat ei fiecare componentă în parte, da? Până la urmă n-am găsit răspunsul și am contactat, eu am un prieten care lucrează la revista Silicon Chip și l-am contactat pe tip și zic, măi omule bun, cum faceți schemele astea să arate așa fain? Și mi-a spus, păi le facem într-un program de ăsta de grafică, ceva asemănător cu Adobe Illustrator. Și nu mi-a venit să cred. Zic, bă, de ce faceți? Desenați fiecare simbol? Păi nu, le desenăm, că le avem deja gata făcute, le-am desenat și trebuie doar să facem schema. Și apoi mi-a mai explicat câteva tips și tricks, cum poți să-ți faci schema în sensul să arate așa la o calitate de asta de literatură tehnică faină, da? Acum, bineînțeles, acest lucru este util doar pentru cei care vor să scrie, de exemplu, o carte sau au vreo licență de făcut și vor să prezinte o calitate superioară din toate punctele de vedere, design, estetică, caligrafie și așa mai departe. Da? Totuși, o chestie bună de știut. Probabil pentru mulți nu este util, dar prima dată să vă prezint cum vă faceți simbolurile. Da? Eu vă prezint cum să începeți, nu trebuie să știți să desenați sau puteți să folosiți deja un simbol dintr-un program ăsta de proiectare și apoi îl exportați ca PDF și după aia îl puteți edita în Adobe Illustrator sau alt program asemănător. Da? De exemplu, am aici o schemă
Și dacă doriți să exportați schema asta ca imagine, de fapt nu o să o exportăm ca imagine, o să o exportăm ca PDF. Și este foarte important aici și o să vă explic de ce. Imediat. Voi merge la File și după aia voi alege opțiunea asta să creeze un PDF. Apoi sunt aici câteva opțiuni ce vreau să scot din schemă, în fine, și zic să-mi creeze acest PDF. Mi l-a salvat. Și cam așa arată PDF-ul meu, da? Bineînțeles, sunt toate programele de proiectare, scheme și PCB-uri și așa mai departe, și aici poți să-ți modifici simbolul, da? Poți să-ți faci ce simbol vrei tu, dar ești un pic limitat în ceea ce privește designul, pentru că nu sunt programe de design, nu sunt programe să-ți faci tu reviste sau să faci scheme la calitate de asta faină, cu culori și așa mai departe, sau cu efecte sau mai știu ce, da? Deci ești un pic limitat. De exemplu, acum am aici o poză cu schema, un format JPEG. Și nu este o soluție chiar așa bună să exportați ca JPEG, deoarece, de exemplu, dacă vreau să scriu o lucrare, o carte, da? Și vreau să trimit la tipografie cartea. Iar dacă această poză nu este în rezoluție de măcar minim 150 de dpi, ideal ar fi 300 de dpi, va ieși destul de pixelat pe foaie, da? Probabil sunteți obișnuit cu literatura tehnică de pe la noi sau în școală ați mai văzut acele poze sau scheme pixelate. Asta deoarece lucrarea sau cartea a fost scrisă de un, eu știu, de un zugrav, nu de un redactor, da? Sau cineva care se ocupă cu design, cu print, cu... Sunt niște noțiuni care trebuie să le cunoști, da? Și astea le-am învățat și eu pe parcurs, așa, pentru că chiar am avut nevoie și am nevoie, da? Și, de exemplu, pe monitor arată foarte bine, da? Pentru că monitorul poate reprezenta 72 de dpi, dar dacă vreau să o scot pe foaie la o rezoluție mare, probabil nu o să iasă așa bine. O altă problemă, dacă să spunem că vreau să editez această fotografie, da? O pot edita în Photoshop și așa mai departe, și vreau să elimin pe aici câteva trasee de astea care nu sunt chiar așa faine, da? Vreau să, sau poate vreau să fac traseul ăsta să aibă o altă culoare, da? Cu roșu, da? Să explic ceva despre legătura asta la pinul 16, da? Este un pic cam complicat, e de lucru, da? E de lucru. Ideal ar fi să am posibilitatea să pot lua eu fiecare componentă în parte și să o modific cum vreau eu, da? Și să mi le salvez în așa zisă bibliotecă ca să le pot folosi mereu. Iar dacă exportați PDF-ul într-un program ăsta de proiectare schemă, aveți acces la fiecare traseu, la fiecare linie, la fiecare componentă în parte, da? Vă puteți face cum vreți voi, da? Și am aici Illustrator. După cum vedeți, aici se vede toate, la toate videourile la care lucrez, toate simbolurile mi le fac de la zero, le copiez din cărți, le fac în vector, le fac, vreau să arate fain, da? Să arate fain și dacă o pun într-o carte, să arate fain și pe monitor, să nu fie pixelat, și până și formulele mi le scriu în Wolfram Matematica, le exportez ca PDF, apoi le fac la o rezoluție bună ca să fie totul clar, da? Să nu fie bătaie de joc de aia, hai să scăpăm rapid, da? Deci credeți-mă, la un video de 15 minute lucrez probabil o oră jumate câteodată, da? Poate și mai bine, da? Bun, acum voi deschide acest PDF, ăsta este PDF-ul, așa, îl voi deschide în Adobe Illustrator. Bineînțeles, nu trebuie neapărat să folosiți Adobe Illustrator, puteți să folosiți și alt program asemănător, da? Și am aici schema, da? La prima vedere nu arată cine știe ce, dar acum am acces la fiecare element de aici, da? De exemplu, vreau să iau acest terminal, da? Această legătură. Pac, am luat-o. Sau vreau, de exemplu, să spunem, scriți o lucrare și vreți să explicați ceva despre acest pin, da? Să spunem că vrem să, nu știu, să selectăm pinii ăștia și vrem să le schimbăm culoarea. Da? Și l-avem roșu, da? Vreau să fac punctul ăsta de aici, să-l fac și pe ăsta roșu, da?
Facem și pe ăsta roșu, da? Am făcut numai conturul, vreau să-i fac și interiorul. Hop, nu l-am selectat. Și acum avem acces la acești vectori. Mergem pe aici pe undeva. Și acum este roșu, da? La fel, putem să facem ce vrem noi aici, da? Ce vrem noi aici, da? Și, de exemplu, vrei să-ți faci un simbol al tău, vrei să-ți faci o bibliotecă de simboluri care să le folosești tot timpul, da? Sau vrei să exporți aceste simboluri pentru o lucrare, da? Și să le ai, da? Să spunem, vreau să iau dioda asta cu mine, da? O puteți selecta așa și o luați pe undeva, o copiez, îi dau cut, de fapt, și mă duc aici într-un, îmi fac un fișier nou și vă puteți face o bibliotecă voastră de simboluri, da? Iar faptul că lucrăm aici direct cu vectori este ideal și pentru programatori, pentru designeri, și anume vă arăt și de ce. Vă prezint un pic de chestii faine, da? Să spunem, D11 ăsta nu am nevoie de la aici. Vreau doar să fie dioda și pot să animez dioda asta dacă vreau. Pot să programez ceva în HTML cu ea, da? Nu mai pot să mi-o exportez ca SVG. Și, de exemplu, dioda asta este compusă, de fapt, din mai multe elemente, da? Și aici, în partea dreaptă, pot să văd fiecare element în parte, da? De exemplu, asta este o săgeată, linia de la săgeată. Asta este linia de la diodă și așa mai departe, da? Să spunem că hai să grupez toată chestia asta, o săgeată de asta să o grupez și am grupat-o și dau un nume. Să spunem electronic. Da? Acum mă duc sus și zic, fii atent, îmi exportez chestia asta. Nu o exportez, de fapt vreau să o salvez ca SVG. De exemplu, aici am pregătit ceva pentru următorul video. Hai să o salvăm aici. Și zic test și o salvez ca format SVG. Și vă explic un pic și despre formatul ăsta. Câte chestii faine puteți să faceți dacă vă place programarea, vă plac lucrurile faine, da? Și o las ca SVG, o salvez. Și aici am acest fișier .svg, da? Și fiți atenți, dacă dau click dreapta pe ea și mă uit să vedem ce dimensiune are, are 4 kilobits. Dacă aș salva un PNG sau un JPEG, ar fi mult mai mare, da? Și este foarte practic, mai ales pentru cei care programează pagini web sau, eu știu, alte aplicații și vrei ca aplicația să se miște repede, nu vrei să o umpli cu poze de câțiva mega, da? Vrei să pui toate fișierele cât mai mici și la calitate cât mai bună. Da? Și apropo de calitate, fiți atenți, am să dau dublu click pe ea și o să deschidă direct în browser, să explic imediat de ce și uitați cum arată. Este perfectă din toate punctele de vedere. Acum vreau să elimin numerele. De fapt, numerele astea le putem elimina după aia, da? Și vă arăt cum. Prin cod. Fiți atenți. Bun. Ce este acest SVG? Acest fișier SVG este prescurtarea de la Scalable Vector Graphics, tradus așa în română, grafic vectorial, proporțional, proporționabil, ceva de genul, da? Adică este, să spunem, un fișier care, o imagine, poți să o măresc cât vrea eu de mult, o să fie tot timpul la o calitate foarte, foarte bună, da? Dacă, de exemplu, am un JPEG, da? Sau un PNG, chiar, și este din dimensiuni mici, dacă îl măresc foarte mult, își pierde din calitate, vor apărea acei pixel și deja nu mai arată deloc frumos. Iar acest SVG este de fapt un fel de limbaj pentru descrierea de imagini, da? Folosind XML. Și ca să vedeți exact ce vreau să spun cu un limbaj de descriere a
acestor imagini, ce vedeți aici în acest cod. Apropo, nu pare așa complicat pe cum pare, da? Este chiar foarte simplu, se poate chiar învăța. Totuși nu este chiar neapărat nevoie, deoarece în Illustrator sau un alt program asemănător ne putem crea noi imaginele foarte rapid, iar apoi putem prelucra codul cum dorim. Da? O să vă arăt câte ceva foarte interesant. Da? Și aici avem acest XML. Scrie aici că este generat din Adobe Illustrator, este un comentar, da? Îl pot șterge dacă vreau și așa arată, aceasta este, să spunem, poza noastră și aici este codul pentru această poză. Bun, acum, de exemplu, probabil să spunem sunteți un inginer, ați terminat electronica și poate nu, dacă ați terminat electronica, asta nu înseamnă neapărat să lucrezi într-o fabrică sau într-o firmă, neapărat ca inginer în domeniul tehnic. Poți să lucrezi și ca, într-o redacție sau într-o firmă unde faceți literatură tehnică sau mai știu ce și vă ocupați de pagina web, de exemplu, a firmei, da? Și vreți să prezentați ceva interesant pe pagină, da? Și cu aceste imagini SVG putem să facem foarte multe chestii faine. Faptul că este un cod aici, noi putem să-l facem, să influențăm cum vrem noi, da? Să facem animații, să facem multe chestii faine. Da? Și, de exemplu, am pregătit ceva aici. Am creat aici o pagină goală acum și voi introduce prima dată această imagine. Da? Cine cunoaște un pic de HTML, știe exact despre ce e vorba aici. Am introdus imaginea acum. Voi deschide în browser. De fapt, trebuie să configurez interpreterul pentru PHP. Lăsăm așa și bun, și aici avem, să spunem așa, imaginea noastră, care este foarte mare acum, dar arată foarte bine, da? Voi face aici un div, de fapt scriem ceva inline, width, 250 de pixel, și introduc imaginea aici și acum vedeți, imaginea este mai mică, da? Acum, eu nu am acces direct la cod. Dacă inspectez acum fotografia, eu voi vedea aici doar această imagine care am introdus-o eu aici, test.svg. Da? Ca să am acces la cont, la cod, pot să fac așa. Am două posibilități. Pot să iau codul de aici, îl copiez și îl introduc aici. Salvez așa și poza apare aici, la fel, și aici este tot codul. Da? Și vedeți cum merg pe fiecare div, pe fiecare element, apare și aici selectat. Deci asta înseamnă că le pot influența și pot să fac cum vreau eu. Da? Este foarte simplu chiar. Totuși, dacă lucrați, de exemplu, la un proiect mare, așa, la o pagină web sau la o aplicație, la multe chestii, ce vedem noi aici este foarte urât. Da? Foarte, foarte urât. Da? Ăsta, de exemplu, pot să-l șterg, n-am neapărat nevoie, lăsăm doar codul SVG. Este foarte urât. Nu vreau să am în codul meu sursă și chestia asta. Da? Așa că voi folosi o chestie, deoarece sunt în PHP acum, și voi elimina tot acest cod SVG care nu mă interesează deocamdată. Așa, și voi folosi un echo. De fapt, trebuie să deschid PHP aici. PHP și zic echo file get content. Și aici voi trece numele fișierului care în cazul meu este test.svg. Și atât a fost, da? Și codul, vedeți, arată mult mai curat. Iar acum dacă mă duc în browser, unde ești browserurile, aici vedem fișierul nostru, nu e nimic deosebit,
nu-i nimic, simbala arată la fel ca înainte. Și avem aici codul dinăuntru. Acum vreau să vă prezint ceva și mai fain acum, da? De exemplu, acum avem acces la codul ăsta, da? Și, de exemplu, pot să spunem, mă, nu vreau să modific poza. Să spunem că poza e pusă pe un server. Pe un server. De exemplu, la, să dăm un exemplu, pe Amazon S3, sau cum îi spune, S3, da? Și la acea poză, da? La dioda asta, să spunem, are acces mai multe persoane, da? Să spunem că nu putem să modificăm poza, deoarece toate aceste persoane au acces la poză și fiecare o vrea într-un mod diferit, dar eu vreau, de exemplu, să ascund aceste numere, da? Nu mă interesează, da? Nu pot modifica poza, dar nu le vreau aceste numere, da? Dacă inspectez acest text transform, așa se numește aici, da? Este un div aici cu ceva, cu un fond și așa mai departe. Și eu acum, dacă l-am selectat, eu pot să-l ascund în cod. Îi spun, fii atent, display none. Și au dispărut amândouă, deoarece nu aveau nicio clasă, erau două text transform, amândouă dispărut, da? Fain, nu? Fără să modific poza într-un program. Acum am dat un nume la această săgeată, da? Electronic, da? La fel, acum am aici un ID electronic, la fel pot influența. Îl pot schimba, da? Îl pot face ce vreau eu, da? De exemplu, pot scrie electronic și pot accesa direct poligonul ăsta, primul poligon sau al doilea poligon sau această linie, da? De exemplu, hai să mergem la... De exemplu, hai să scriu aici în direct. Hai să scriem aici direct. Style, scriu direct aici și să spunem cum am spus că se numește. Electronic. Este un ID. Îl scriem așa. Așa. Și ce mai avem acolo? Să spunem că vrem să inspectăm linia asta. Asta de aici, da? Și copiem și line. Așa. Și op, ce am făcut aici? Line. Așa. Și aici putem să scriem codul CSS cu care putem modifica linia, da? Să spunem, eu știu, border color red. Vă dau așa un exemplu, da? Și dacă mergem aici și încărcăm pagina, nu s-a schimbat nimic, dar dacă de fapt suntem aici în SVG și va trebui să scriem stroke, nu border color, deci stroke red, și deoarece mai este un stroke, va trebui să-l scriem pe ăsta cu important și avem linia noastră roșie, da? Și la fel putem să facem și aici. Stroke red important, da? Ca să scriem peste celălalt stroke. Și avem linia noastră roșie. La fel să spunem, bă, vreau când merge userul cu mouse-ul pe linia asta să se facă altă culoare, da? Putem să zicem hover, așa. O modificăm în hover. Și acum este din nou neagră, dacă merg cu mouse-ul se face roșie, vedeți? Țac, țac. Și așa puteți să faceți chestii foarte, foarte, foarte interesante. Deci, vedeți cât de interesant că poți să combini electronica, ingineria cu programarea și poți realiza chiar chestii foarte interesante, da? Cât de mult contează să acorzi importanță atât materiilor care probabil la început nu ți se par utile, da? Dar nu știi cu ce te întâlnești pe viitor, da?
Și bineînțeles, puteți să mergeți mai departe, nu există limite acum, da? Avem acces direct la toate elementele de componente, puteți să folosiți JavaScript, de exemplu, hai să facem aici un mic exemplu totuși, dacă să spunem că, nu știu, hai să vedem ce să facem. Să spunem, dacă dăm un click, cineva dă click pe ID-ul ăsta, să se întâmple ceva, da? Hai să scriem o variabilă, let uhu egal cu document get element by ID. ID-ul se numește electronic. Așa. După aia zicem uhu, luăm ID-ul, îi zicem la onClick, așa, și îi spunem că e o funcție aici, îi asociem o funcție la event și ce să se întâmple? Alert, Vasile nu atinge dioda că jar mănânci. În fine, am scris greșit. Puncte, 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 puncte. Bun. Acum, de exemplu, dacă mergem în browser, unde e browser? Așa, da? Și dacă dăm un click aici pe ID-ul nostru, pam, Vasile nu atinge dioda că jar mănânci, da? Și bineînțeles, astea sunt chestii simple, puteți să faceți chestii mult mai complexe, calculatoare pentru diferite parametri tehnici, simulatoare, orice, 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 orice. Ce am vrut să prezint în acest video și anume, învățați. Nu vă opreți de învățat și nu ignorați niciodată acele informații care poate la prima vedere par plictisitoare sau inutile, pentru că nu știi ce ți-aduce viitorul. Da? În acest video ați văzut cum am plecat din Target, dintr-un program de proiectare PCB, am ajuns la PHP sau la chiar JavaScript. Da? Nu vă opriți din învățați, dar nu alergați după 7 iepuri odată. Dacă învățați ceva, învățați-l până la capăt, să-l stăpâniți, apoi puteți să mergeți mai departe. Ce va aduce toate aceste lucruri? Păi, în primul rând, o încredere în tine ca om, în puterea ta, nu ești dependent de o corporație, de o firmă, îți poți schimba job-ul când vrei, cu cât ai mai multe cunoștințe, cu atât este mai bine pentru tine. Da? Nu ești ținut într-un loc. Da? Am ajuns să am clienți foarte mari din industrie, deoarece nu sunt programatori web, de exemplu, care să aibă și cunoștințe de electronică. Și asta contează foarte mult în multe aspecte. Acum, de exemplu, învăț PHP și am început de curând să învăț și un pic de JavaScript. Deci, de fapt, învăț destul de mult și JavaScript, mai ales pentru proiectele la care lucrez, am nevoie de JavaScript și de multe ori, la multe chestii, recurg la acea matematică simplă care am învățat-o prin liceu cu mulți, mulți ani în urmă. Da? Totuși, să nu credeți că o să aveți nevoie neapărat de cunoștințe foarte mari de matematică în anumite domenii. Da? De exemplu, în programare web. În unele proiecte la care lucrez eu, deoarece mă ocup de base de date pentru ingineri sau aplicații pentru ingineri, într-adevăr acolo recurg la niște chestii matematice un pic mai complexe, dar nu ceva ieșit foarte, deși din comun, dar foarte abstract. Da? De aceea vă încurajez pe toți. Da? Învățați un limbaj de programare. Orice. Da, că e JavaScript, că e PHP, că e C++, învățați-l, dar învățați-l bine. Da. În România, majoritatea paginilor web
chiar și cele de la instituții ale statului, sunt niște template-uri downloadate de pe internet sau de la Team Forest, cumpărate de niște agenții de astea de web design, între ghilimele agenții, adică niște ciuriburi care nu știu să scrie niciun Hello World, Hello World în HTML, nu mai zic de JavaScript sau chiar PHP sau, știu, alt limbaj mai avansat. Da? De aceea, dacă vreți să fiți buni, învățați până la capă și vă garantez că nu o să fiți niciodată dependent de un job în sensul, bă, nu pot să plec de aici pentru că nu mai încăsesc sau se întâmplă să ai, eu știu, să nu te împași cu colegii și dar tu stai acolo pentru că n-ai alt job, nu va exista așa ceva, da? O să fii tot timpul flexibil și o să ai și o dependență financiară, pentru că asta este și important în ziua de astăzi, să-ți poți întreține și familia, să-ți poți, practica poate și hobby-urile și timpul liber și așa mai departe. Este foarte important, da? Pentru că multe probleme vin din cauza banilor, din cauza stresului. Stresul are, bineînțeles, o legătură și cu partea financiară, da? De aceea, mă repet, vă încurajez, nu vă opriți din învățat, primind foarte multe mesaje. Bogdan, nu știu ce să fac și am terminat nu știu ce facultate sau nu știu ce și nu-mi găsesc. Eu vă înțeleg pe de o parte, dar și pe o altă parte nu vă înțeleg de ce n-ați învățat nimic, da? Nu folosiți tot timpul scuza că n-am învățat nimic în școală, pentru că școala nu te învață foarte multe, într-adevăr, dar tu trebuie să depui un pic de muncă, da? Și într-adevăr, dacă n-ai învățat la timpul potrivit, la timpul oportun, mai târziu o să-ți fie un pic mai greu, da? Iar cu cât înaintezi în vârstă, dacă creierul nu este antrenat din timp, nu mai poți să faci nimic, da? Un om care până la, 40 de ani n-a învățat nimic, n-a făcut nimic, a plimbat ursul, să spunem așa, dintr-un loc în altul, chiar și la 40 de ani, dacă îți vine mintea la cap, o să-ți fie foarte greu să începi să înveți ceva, să faci o meserie nouă, o să-ți fie incredibil de greu, da? Pentru că, na, creierul nu mai este ca la 20 de ani. De aceea, voi tineri, aveți încă un potențial acum puternic și profitați de bogata sursă de informație care ne asigură internetul, literatura tehnică. Acum majoritatea vă descurcați cu limba engleză, găsesc foarte multe cărți în limba engleză, nici nu trebuie să le cumpărați, le puteți descărca. Sunt video training pe la Udemy cu câțiva euro acolo, foarte de foarte bună calitate. Sunt foarte mulți YouTuberi care au informații foarte bune. De aceea încercați să vă folosiți tot timpul cât mai productiv, cât mai mă întreabă multă lume cum reușesc să fac chestia asta, cum de am timp. Păi am un program foarte bine pus la punct, și anume odihnă, distracție, familie și lucru. Mi-l încerc dacă astăzi lucrez numai o oră sau dacă azi în practic, hobby-ul meu 50 de minute sau jumate de oră, sau învăț jumate de oră, acea jumate de oră în care învăț, încerc să fiu cât mai productiv, și anume citesc un pic dintr-o carte, experimentez ceva. Eu citesc într-adevăr și foarte mult, foarte, foarte, foarte mult, mai mult în limba germană. Chiar mă lua cineva la mișto, ce poți să vezi tu, să înveți din cărțile alea de programare, că programarea nu se învață așa. E bine, oameni buni, programarea înseamnă mult mai mult față de să scrii un Hello World sau să faci o chestie simplă. Ce v-am arătat acum, de exemplu, un video, este foarte simplu, da? În fine, oamenii au alte, sunt mulți care trăiesc în altă lume, într-o lume în care nu se citește nimic, se uită numai la Facebook și așa mai departe, da? Din acest motiv am și închis Discord-ul și Facebook-ul și toate astea, pentru că e doar o pierdere de timp. O pierdere de timp, peste tot numai fake news, numai prostii, numai
numai oameni care sunt copleșiți de toate problemele vieții și împart și ei mai departe, transmit ură, nu știu, fel de fel de probleme. De aceea, învățați, învățați, învățați că nu o să vă pară rău niciodată. Da? Am 40 de ani, fac acum în vară 40 de ani, în câteva luni, și vă spun sincer, mai am un pic termin școala asta de PHP și cred că mai încep una după aia. Și probabil o să-mi iau ceva care nu are nicio legătură nici cu programarea, nici cu tehnica, nici cu nimic. Îmi iau ceva, nu știu, văd eu ce. Da? De aceea nu vă opriți niciodată din învățat. Da? Cu toate că aveți, știu, familie sau aveți copii, nu dați vina pe copii. Că dacă mulți îmi spun, bă, deoarece n-ai copii, da? Nimeni nu cunoaște situația mea familială. Așa că nu dați niciodată vina pe copii, că doar ce ai copii. Da, când ai copilul micuț, atunci poate trebuie să-ți iei acum mai mult timp cu el, dar când ajunge la școală, credeți-mă că o să fie mai bine. O să aveți timp mai mult, da? Totuși, și dacă aveți copil, implicați și copilul în anumite aspecte ale procesului vostru de învățare, de exemplu, da? De studiu, de, eu știu, de reprofilare, da? Pentru că nu se știe ce se întâmplă în viitor. Poate copilul se îndrăgostește ba de electronică, ba de programare sau poate, eu știu, altă chestie care o faceți, da? De aceea, numai bine vă doresc, învățați, experimentați și nu renunțați niciodată, da? Ciao!